Ora 15, doamnelor și domnilor, continuă știrile. În 4 ani, la aeroportul Otopeni, cea mai mare poartă aeriană a țării, se va putea ajunge și cu metroul. Este promisiunea făcută de șefa Metrorex. Ținta este ambițioasă, în condițiile în care constructorul de pe primii 6,6 km încă nu a deschis niciun șantier. Iar pentru tronsonul la stația Tokyo, situată în apropierea complexului comercial Băneasa și aeroport, abia astăzi s-a semnat contractul pentru tuneluri și pentru stații. Linia de metrou va avea în total 14 km și 12 stații, iar o călătorie va dura 35 de minute. Orizontul de timp este anul 2027 și ne vom încadra astfel încât în 2027 să avem o punere în funcțiune cu călători a magistralei 6. Acest proiect îl considerăm extrem de important. Finanțarea există pe ambele tronsoane. Constructorii și pe primul tronson și pe al doilea au experiența necesară în a face aceste proiecte. Constructorul cu care s-a semnat astăzi, așa cum bine știți, a câștigat licitația și pe alt proiect finanțat prin PNRR, cel de la Cluj.